În acest weekend, polițiștii vor acționa pe principalele căi de comunicație din județul Giurgiu, în special pe cele care fac legătura cu municipiul București. De asemenea, la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, sunt demarate mai multe acțiuni naționale care vizează reducerea riscului rutier în această perioadă, precum și întoarcerea din mini-vacanța de Revelion în siguranță. Așadar, conducătorii auto trebuie să știe că vor întâlni echipaje de poliție rutieră pe mai toate drumurile județene, dar și pe drumurile naționale. Toate cele 10 radare din dotarea Poliției Giurgiu vor fi scoase în stradă. Vor acționa în special pe DN6 la nivelul județului Giurgiu, alături de colegi din alte 4 județe, pentru reducerea riscului rutier prin amplasarea cât mai multor aparate radar. De asemenea, vor fi prezenți pentru a dirija traficul rutier în cazul producerii unor aglomerări la întoarcerea din mini-vacanță. Cu toate că majoritatea acțiunilor de acest gen sunt anunțate de polițiști în presă, conducătorii auto ignoră în continuare atenționările acestora și tot calcă pe bec. Chiar și în ultima zi din an, mai mulți conducători auto au fost depistați circulând pe drumurile publice cu permisul de conducere suspendat ori fără revizia tehnică a mașinii. Mai grav este că mulți dintre ei se aflau și sub influența băuturilor alcoolice. Bilanțul primelor zile de mini-vacanță arată că s-au înregistrat mai multe infracțiuni la regimul rutier prin consumul de băuturi alcoolice. Când un șofer cu o imbibație alcoolică de 0,80 grame litru alcool pur în sânge conducea nestingherit pe șoselele din Giurgiu, mașini nenmatriculate și alte infracțiuni ce au atras după sine sancțiuni. Au fost aplicate 240 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 70.000 de lei, din care 99 pentru depășirea limitei legale de viteză, 35 pentru lipsa centurii de siguranță, iar restul pentru alte abateri. Au fost sancționați și 5 bicicliști și un pieton pentru încălcarea normelor rutiere.